distribuția statului de asfalt. Cu finalizarea distribuției statului de asfalt pe strada Jichișului vom finaliza tot ce înseamnă distribuția asfaltului pe cele 23 de străzi de municipiul Dej, respectiv pe 26 de kilometri. În continuare, vom lucra la tot ce înseamnă parapeții, unde este necesar să montăm acest parapet, la accesele în curți, la trotuare și, în final, la marcaje. Doresc aceste lucrări să fie finalizate în proporție de 97% în acest an și, evident, până în anul viitor, în iunie, când proiectul ne permite, să începem să facem retușurile necesare pentru a concretiza în totalitate acest proiect. Timpul ne-a permis, încât am putut interveni în această perioadă, am lucrat vineri, noaptea, sâmbătă, ziua, sâmbătă, noaptea, chiar duminică, ca să putem distribui tot asfaltul necesar pe aceste străzi. A fost un proiect foarte, foarte mare, un proiect la care am ținut foarte mult, am pus mult suflet în tot ce înseamnă implementarea acestui proiect și când pui mult suflet, când dorești cu adevărat să faci ceva, Dumnezeu ne-a așa ajutat cât timpul ne-a permis să putem distribui și asfalt, să lucrăm la temperaturile optime pentru tot ce înseamnă lucrarea de asfaltare și de modernizare străzi în municipiul nostru.